câteva precizări pentru înălțarea pe față la Pathfinder și Navara, cel puțin prin ce am trecut eu. Inițial am avut arc standard și flanșa care se pune nu ca să comprime arcul mai tare, ci ca să mute mai jos prinderea. Practic e un distanțial între ansamblu arc-amortizor și mașină. Problema dacă se pune aici ceva, orice, am încercat inclusiv doar un centimetru jumate. Brațul lovește în oală. Și pierzi din cursa suspensiei normale undeva la 6 cm cel puțin. Sau, deci cam pierzi aproape cu cât înalți pierzi și practic va fi o cursă scurtă, vei avea totdeauna o roată în aer. Sau foarte ușor o roată în aer, asta e o problemă. A doua problemă, în momentul în care vii sus, maxim, roata mașinii, suspensia, nu mai oprește în cauciucul ăsta, ci va opri în amortizor. Și fiind arcul lăsat, totdeauna ai impresia că e foarte scurtă suspensia, sar peste un dâmb sau ceva, lovești, non-stop simți că lovești. Acum, varianta a doua care ies acum, arcul de la Iron Man, e total o diferență, mult mai bună, mult mai confortabil, plus că îți ține amortizorul extins și tu când sari, are cursă lungă să amortizeze și să simte diferența și pe asfalt și pe off-road, enormă diferența. După care, dacă vrei să mai înalți, orice, absolut orice înălțare aici, dacă vrei să o faci aici, va trebui alt braț sau alt pivot. Nu găsești pivot extins decât pentru brațele de pe Statele Unite, Australia, etc. Sunt mult mai mari aici pivotul. Brațele este de Iron Man, nu te ajută cu nimic la înălțarea cu orice fel de flanșă, te ajută strict la înălțarea din arc ca să-ți corecteze unghiurile, pentru că duce un pic roata așa și o trage și un pic înapoi. Și ca norocul, pivoții ăștia cu înălțare potrivesc pe brațele de Iron Man și eu m-am scos cu o înălțare de 25 de milimetri, care teoretic înalță dublu, fiind la mijlocul roții, la mijlocul brațului pus arcul. Orice înălțare aici va amplifica dublu până la roată. Deci la 25 pus asta, combinația asta îi fix la limită să nu atingă. Mai este un tip de înălțare cu niște inele care se pun aici. Se ridică asta mai sus, se bagă inelul. Acum mie asta nu mi-a plăcut, pentru că comprimă arcul, va face să fie mai dur, cumva mai tare. Iar ideea care îmi place într-un fel de a avea aici orice distanță, cu condiția să funcționeze și brațul bine, e că roata merge mai jos. Întreg ansamblul roții merge mai jos. Deci, practic, câștigi mult mai mult la garda maximă a mașinii decât strict din înălțarea arcului.